Hei, pubertatea, cea mai nesuferită perioadă din viața noastră și partea nasoală e că cu toții trebuie să trecem prin ea. Corpul tău o ia razna, nivelul hormonilor explodează, vocea ce se schimbă, din una de copil devine una de bărbat. Palmele sunt mai mari decât restul corpului, începe să-ți dea mostața, păr la sub braț, practic te transformi într-un mic monstruleț. Sau mai bine zis, un mare monstruleț. Dar probabil cea mai nesuferită, scârboasă și urâtă schimbare, și când spun probabil, zic cu siguranță, este apariția coșurilor. Ce să mai atunci îți vine să spui o pungă pe cap și să pleci să te arunci pe geam? Coșul, a.k.a. acnea, este o afecțiune a pielii ca rezultat al inflamării porilor în urma creșterii secreției de sebum, o substanță produsă de glandele sebacee. Glandele sebacee se află la baza firului de păr și produc o substanță numită sebum, care are rolul de a proteja pielea de microbi, de umiditate și de uscăciune. Practic, este ca o cremă naturală pentru față. Astfel, celulele moarte de la baza firului de păr blochează porii, iar sebumul nu mai poate ieși la suprafață. Și ce înseamnă asta? Că bacteriile își fac de cap. Apoi, bacteriile și sebumul se amestecă, ceea ce duce la inflamarea, adică umflarea porilor, și cam așa se formează frumosul coș. Și coșurile chiar te pot face să te simți nasol, vă spun din experiență. Mi-aduc aminte pe la 11-12 ani, parcă eram în clasa a 5-a, toată lumea făcea mișto de mine că aveam coșuri și chiar nu-mi plăcea asta și mă simțeam prost. Dar dacă ai coșuri, nu-ți face griji. E un lucru destul de comun, să știți. Aproximativ 80% din oameni vor experimenta la un moment dat în perioada adolescenței lor cum e să-ți dorești să mergi pe stradă cu o pungă pe cap. Dar sunt câteva lucruri pe care noi putem să le facem pentru a avea o față curată. Și o să vi-l arăt chiar acum. Să începem. Primul lucru pe care l-am făcut acum câțiva ani când aveam fața ca unui curcan a fost să folosesc un antibiotic. Asta a făcut o diferență enormă și m-a ajutat foarte mult. Pentru că antibioticul este bazat pe acid care usucă coșurile. L-am folosit pe acesta, numit zinerit. Cred că încă puteți să-l găsiți în farmacii, dacă nu vă poate prescrie doctorul altul, pentru că nu sunt scumpe și vă garantez că funcționează 100%. Pasul 2. Investește într-o perie facială. Haide la baie să vă arăt cum funcționează. Ok, suntem la baie, după cum puteți vedea, m-am spălat pe păr ca să nu ne încurce. Și o să folosim peria facială. Uitați-o, aceasta este. Da, este roz. Da, scrie lady pe ea, dar nu contează, și bărbații sau, în cazul ăsta, băieții o pot folosi, da? Am cumpărat-o de pe EMAG cu 80 de lei, nu este scumpă și își face treaba. Ce face o perie facială, vă întrebați? Ei bine, îți netezește fața și îți acoperă porii. Prima dată trebuie să ne spălăm pe față cu apă călduță, nu fierbinte pentru că îți va usca tenul foarte rău și nici rece pentru că nu îți va deschide porii. Apă călduță. Bun. Acum vom folosi o mască exfoliantă. Eu folosesc una de la Garnier Pure Active, care conține niște granule mici și îți curăță porii. Peria ne va ajuta să curățăm mult mai bine decât cu mâinile. Luăm un deget, este de ajuns, și aplicăm pe față, pe toată fața, mai puțin în zona ochilor pentru că este foarte sensibilă. Acum folosim peria facială, care este mult mai bună decât simpla folosirea mâinilor, pentru că se rotește mult mai repede. Începem de sus în jos, cu o mișcare circulară. Este foarte important să nu insistăm mai mult de 10 secunde pe la o singură porțiune. Nu trebuie să apăsăm foarte tare. Pur și simplu, o atingere gentilă. Încet. Din nou evităm zona ochilor, așa cum am spus, pentru că putem irita foarte repede pielea de acolo. Insistăm în zona nasului și a frunții, numită zona T, pentru că acolo sunt cei mai mulți pori. N-ar trebui să dureze foarte mult. 2 minute este recomandat. Avem grijă să acoperim și zona de sub mandibulă și sub bărbie, pentru că adeseori se uită. Acum trebuie să clătim cu apă rece pentru a închide porii. Deci apa caldă deschide porii și apa rece îi închide, da? Bun. Clătim abundent. Apoi trebuie să avem la îndemână un prosop uscat și curat. Avem grijă să nu frecăm fața și doar să o atingem încet. Perfect.
Atât. După exfoliere, pielea este uscată și trebuie să folosim o cremă. Eu folosesc una de la Nivea, Nivea Cream for Men. Din nou, un singur deget este de ajuns. Aplicăm bine pe toată fața. Perfect. Ia uite-o. Și pentru buze, ca să nu fie crăpate, folosești un strugurel. Bam! Ia uite-mă că sunt strugurele, ești nebun. Și rutina asta o fac înainte să plec la școală, adică dimineață. Folosesc peria facială o singură dată pe zi, da? Și seara am și o cremă. O cremă de noapte de la Gerocosen. Nu o să o folosesc acum pentru că nu e noapte. Și cam așa îmi îngrijesc eu pielea în fiecare zi. Credeți că sunt dezbrăcat? Al treilea lucru pe care poți să-l faci dacă vrei să ai o față curată este să nu îți storci coșurile. Așa cum am spus mai devreme, coșul este o îmbulzeană de bacterii și celule moarte. Și ce se întâmplă când le eliberezi? Se împrăște pe alte zone ale pielii, cauzând noi infecții și apariția altor coșuri dacă ai ghinion mai mari și mai urâte decât cel inițial. Așa că indicat este să le lasă să se vindece de la sine, proces care durează o săptămână sau două. Două săptămâni! Dar mai ne-am întâlnit cu fata pe care o plac, nu pot să merg așa. Știu, știu, în cazul acesta am putea să ne abatem puțin de la regulă, dar trebuie întâi să spălăm foarte bine zona în care este coșul și cu un șervețel rupem în două și punem câte o parte pe fiecare deget. Astfel există șanse mai mici de infecție. Al patrulea lucru pe care poți să-l faci este să bei foarte multă apă. Corpul tău e făcut din aproximativ 60% apă. Ce-ți spune asta? Că e foarte importantă. Apa ajută la eliminarea toxinelor din organism și îți face pielea radiantă și strălucitoare. Apa previne bătrânirea prematură, îmbunătățește randamentul fizic și menține o bună funcționalitate a sistemului imunitar. Să vă mai spun, la fel fac și fructele și legumele, în timp ce țigările și alcoolul, exact invers. Și la final, un bonus tip, vara se apropie și razele periculoase ale soarelui o să ne cam prăjească pe toți, deci trebuie să ne protejăm dacă nu vrem să arătăm peste câțiva ani ca niște bătrânei. Pentru asta, nu ieșiți niciodată din casă fără să vă dați cu cremă de soare, în special dacă aveți un ton al pielii foarte deschis. Ok, prieteni, să recapitulăm ce am învățat în acest videoclip. 1. Dacă suferi de acne acute, încearcă un antibiotic de la farmacie. 2. Investește într-o perie facială, un exfoliant și două creme, una de zi și una de seară. 3. Nu îți toarce coșurile și ai răbdare să se vindece de la sine. Și 4. Hidratează-te și mănâncă sănătos, iar corpul tău îți va mulțumi. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi și v-a fost de ajutor, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și să distribuiți mai departe. Eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uitați, pune o reușită, nu rate. Pa, pa! Nu mai am coșuri.